grup de experți în energetică solicită Ministerului Economiei să elibereze din funcție reprezentanții statului aflați la conducerea companiei Moldova Gaz. Ea afirmă că aceștia ar fi responsabile de administrarea frauduloasă a întreprinderii, care în ultimii ani a acumulat pierderi de miliarde de dolari. Totodată, experții cer să fie organizat un concurs public pentru selectarea și promovarea unor persoane competente și integre în fruntea societății pe acțiuni. Experții sunt indignați că până în prezent statul nu a găsit o soluție astfel încât restanțele consumatorilor de gaz din stânga Nistrului să nu mai fie trecute în contul datoriilor Moldova Gaz către Gazprom. Creanțele se ridică la 4,8 miliarde de dolari, iar 90% din total, adică mai bine de 4,3 miliarde, sunt datorii acumulate de regiunea separatistă, în vreme ce pe malul drept al Nistrului datoria e de doar 600 de milioane de dolari. Mai multe experți afirmă că acum 4 ani mai mulți responsabili din cadrul întreprinderii Moldova Gaz s-au ales cu dosare penale după ce compania a cheltuit nejustificat mai bine de 240 de milioane de lei. Este vorba de reparația și reconstrucția gazoductelor. Se făceau achiziții de bunuri și de servicii. Deci dacă producătorul dădea un preț, Moldova Gaz procura această producție prin intermediar la 3-4 prețuri. Pur și simplu acești bani au fost furați. 4 ani de zile, nici procuratura, nici CNA, nici celelalte autorități nu au întreprins nicio măsură. Nu a fost demis nimeni absolut din administrația SA Moldova Gaz. Chiar și dacă au fost nimate careva acțiuni, careva activități de investigarea acestora, deci până la urmă nu s-a ajuns la un rezultat palpabil. Având în vedere toate aceste nereguli, experții în energetică solicită eliberarea din funcție a reprezentanților statului în cadrul întreprinderii. Ministerul Economiei se elibereze din funcție reprezentanții delegați în organele de conducere ale SA Moldova Gaz ca urmare a lipsei de reacție în privința rezultatelor nesatisfăcătoare ale întreprinderii. Dacă au loc fraude și nu se întreprinde nimic, înseamnă că ori aceste persoane sunt incompetente și primesc degeaba salariul și îi trebuie dați afară, ori aceste persoane acoperă, sunt complici la aceste fraude, beneficiază de ceva și trebuie atrași la răspundere. Contactați de Jurnal TV, reprezentanții Ministerului Economiei au anunțat că vor veni cu o reacție mai târziu. Aceeași declarație au făcut și responsabilii de la Procuratura Generală, dar și cei de la Centrul Național Anticorupție. Serviciul de presă al companiei Moldova Gaz nu a răspuns la telefon pentru comentarii.